Bună ziua, dragii noștri! Bine v-am regăsit la Escu TV. Astăzi avem un invitat special, așa cum v-am obișnuit în ultimele emisiuni, cu invitat special. Vorbim cu Mircea Baniciu, de la București, prin Skype. Bună seara, Mircea! Da, la noi bună seara, la voi am înțeles că e ora 3. Este ora 3 și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a ne acorda acest interviu la o oră târzie la București. Ce mai faci? Păi, la ora asta, în București, foarte mulți dintre ai noștri, mă refer la artiști, cei care nu prea au treabă, există două posturi de televiziune care dau filme. Nu știu dacă pot să-i pomenesc sau... E Netflix și HBO Go. Și avem filme cât duce, aș putea să spun. Deci sunt filme pe alese și într-un anume fel ne mai relaxăm și noi. Bine, mai sunt lucruri de făcut. Spre exemplu, eu am aici un studio, un mic studio pe care îl folosesc și în care mă mai mișc, aș putea spune, muzical. Deci sunt lucruri de făcut. Am o curte destul de mare, lucrurile prin curte sunt încă împrăștiate, că vine iarna acum și trebuie adunat ce-i vara și pregătirile de iarnă, că la noi am înțeles că e mult mai frig decât la voi. Mare, mare mirare. Eu știu că în Montreal, spre exemplu, întotdeauna am făcut cuie. Este o excepție, da. Este o excepție, nu știm din ce cauză, dar da, într-adevăr e foarte cald la Montreal de câteva zile. Însă nu ne îmbătăm cu apă chiară pe aici. Iarna va veni cu siguranță. Nu avem cum să o ratăm, cel puțin pentru următoarele luni. Mircea, suntem în această perioadă dificilă, neplăcută, asta e, privitor la scuze. Sănătate, noroc. Da, am deschis aici, da, am mai deschis. Da, și ne referim la pandemia COVID-19. Aș vrea să te întreb, cum se desfășoară viața ta în contextul ăsta? A artiștilor în general, a lumii artistice din România? Artiștii fac fiecare câteva din ceea ce pot. Eu am avut mai nou niște chestii cu televiziunile, deci una dintre ele m-au invitat la o reclamă, la o bucătărie, deci cum făcut de mâncare, nu știu ce, cu un bucătar foarte haios. După aceea am plecat la Timișoara, unde am repetat cu colegii mei din Timișoara, deci prieteni, mai puțin colegi, ne-am împrietenit și ne-am apropiat. Au fost sărbătoriți 100 de ani de la înființarea Politehnicii din Timișoara. Eu am terminat arhitectura, care în perioada aceea făcea parte din Politehnica din Timișoara, deci secția de arhitectură era Politehnicii. Și eu am terminat acolo. Bineînțeles că m-au invitat și pe mine la serbarea asta. Urmând ca noi să facem, într-un context mai special, câțiva din cei mai cunoscuți timișoreni care au făcut muzică și care au terminat și Politehnica, am făcut un spectacol care urma să fie dat. Probabil că astă seara o să-l dea și s-ar putea să fie la aceeași oră. Pe postul Timișoara, televiziunii Timișoara și după aceea probabil în toată țara. Pentru că am făcut o culegere de cântece pe care am lucrat-o timp de mai multe zile. N-a fost prea ușor pentru mine, că eu m-am cam dezobișnuit de repetițiile astea așa de tari, cu chitări tari, cu tobe, cu nu știu ce. Dar a fost o experiență, a fost plăcut și ieri m-am întors de la Timișoara. În rest, deocamdată, pe viitor, nu știu, mai există încă niște solicitări care nu sunt încă puse la punct. Aș zice că Ana, fiica mea, a fost invitată în niște contexte la Antena 1 și s-ar putea să mă duc cu ea. Și cam atât. Spectacole, mai puțin, televiziunile sunt cele care poate să facă, care poate să-și facă într-un anume fel planul cu noi. Am sărit peste introducere în mod oarecum voit. Mircea Baniciu este un artist, este un nume care nu are nevoie de prea multe prezentări. Totuși, aș vrea să
spunem telespectatorilor noștri că Mircea Banițiu, putem spune despre el că, ok, las că o scot pe asta. O să mă prezint eu? Nu, că aveam altceva în cap și am sărit la... Da, bun. Am sărit în mod intenționat oarecum peste introducerea de obște, să spunem, de la începutul emisiunii. Mircea Banițiu este un artist, o personalitate culturală din România care nu are nevoie de prea multe prezentări. Totuși, da, pentru Montreal, pentru Canada, cred că totuși ar fi bine să mă cunoască. Da. Te asigur că lumea te cunoaște foarte, foarte bine, poate mai bine decât îți imaginezi. Totuși, câteva repere, nu neapărat în ordine cronologică, pentru că nu suntem la ora de istorie aici. Mircea Banițiu a fost cooptat în trupa Phoenix în anii 70, 1971, dacă nu mă înșel. Cu care a avut un succes formidabil, după care a avut diverse colaborări cu mulți artiști din România. Menționăm, printre altele, Pasărea Colibri, Pasărea Rock mai recent. Dar pentru a reveni puțin la începuturi, Mircea, tu de la câțiva ani, de la 6-7 ani, ai descoperit pianul, după care de la... după câțiva ani, 14 ani, chitara care, de care ai fost și ești nedespărțit până astăzi, iată, sunt foarte, foarte mulți ani. Este și acum aici, lângă mine. Da, într-adevăr, am început destul de devreme, Timișoara fiind un oraș cosmopolit cu foarte multă lume, oameni care vorbeau germană, sârbă, un maghiar și așa mai departe. Eu am trăit în casă cu o doamnă care venea din Austria, din Viena, care avea o casă în care am stat niște ani buni și care am îndemnat-o pe maică mea și foarte bine a făcut să iau niște ore de pian. Ea avea o prietenă care era profesoară de pian. Și asta a fost începutul. Nu-l mai lungesc. După aceea mi-am dorit chitară, maica mea mi-a zis, dacă intri la liceu îți cumpăr chitară și iată ce a urmat. A urmat Phoenix, a urmat după aceea... Cum ai ajuns la Phoenix? Păi am cântat într-un club în Timișoara, unde băieții de la Phoenix m-au văzut, ei nu mai aveau solist, al lor plecase în America și au considerat că după reușita mea în clubul acela, într-o seară, să zic eu, albastră, Baniciu era cunoscut deja în Timișoara și ăștia au venit și m-au cerut de nevastă. Și iată-mă solist, din prima solist, tot trupei Phoenix, lucrul la care nu m-am așteptat nici eu și cred că nimeni din cei care mă cunoșteau. Dar am terminat facultatea împreună cu ei, am făcut turnee, a fost foarte frumos și n-aș mai lungi eu, pentru că lumea cam știe despre ce e vorba. Toată lumea a povestit despre Phoenix cât mai multe lucruri, ceea ce, nu știu, eu cred că m-aș repeta dacă aș lungi eu. Dar după aceea a urmat o carieră solo în care am imprimat 5 sau 6 albume, după care am intrat în contextul Pasărea Colibri. Am făcut cu Pasărea Colibri încă 5 sau 6 albume. M-au și întrebat colegii mei, dar tu câte albume ai? Păi cu Phoenix vreo 5, cu Pasărea Colibri încă vreo 4, singur am vreo 5, iarăși vreo 20 până la urmă s-au adunat. Am mai făcut în ultima vreme o combinație cu cei care au rămas din Phoenix. Mă refer la Țăndărică, Yoshi Kappel și bineînțeles cu alți prieteni de ai noștri din București care se numește Pasărea Rock. Am tras și cu ei un album care încă este pe piață. După aceea am făcut niște turnee într-o combinație foarte haioasă cu Mircea Vintilă, cu Florian Pitiș, nu mai e Dumnezeule să-l ierte, cu Andrieș Andrieș Mircea Vintilă, eu, deci am fost Baniciu, Andrieș, Vintilă și Alifantis.
Deci toți patru într-un context care se numea Cei patru corifei. Tandrețuri pentru femei, nu? Așa se numea afiș. Care a fost iarăși o izbândă, aș putea spune. Deci au reușit, o chestie foarte frumoasă și mi-ar fi plăcut să ajungem în Canada în contextul ăsta, fiindcă ăsta chiar că ar fi fost pentru tine ca rețetă și ca rețetă și pentru spectator excepțional. Dar, mă rog, lucrurile merg înainte, oamenii se mai despart, se mai ceartă, își mai aduc aminte fiecare de ce are el de făcut fără ceilalți și așa mai departe. Dar, în orice caz, eu am rămas cu gândul la ideile astea, fiindcă am împlinit și eu niște ani și încep să o iau ușor spre o muzică mai liniștită, vocală, mai frumoasă, de dragoste, cu cântece liniștite care să aduc aminte de anumite perioade și care chiar să ne ducă înainte cu gândul la lucruri mai bine. Pentru că începuserăm să discutăm despre Phoenix, bineînțeles că nu vom discuta astăzi, nu este locul și nu știu dacă interesează neapărat pe cineva. Istoria mai tumultoasă puțin a trupei Phoenix. Au fost multe împăcări și multe divorțuri care s-au întâmplat, ca în orice trupă de altfel. Și haideți să îți propun să mergem pe partea pozitivă, să spunem. Nu te-aș întreba de ce au avut loc atâtea divorțuri, ci de ce v-ați repus împreună și ce a însemnat asta, pentru că ați lăsat totuși, de fiecare dată când ați urcat pe scenă în formula, să spunem, de aur, ați lăsat ceva memorabil publicului și asta cred că este cel mai important. Păi, eu sunt de aceeași părere, numai că n-a fost să fie, asta e părerea mea, n-a fost să se întâmple și de fiecare dată când lucrurile începeau să meargă, ceva se strica. Și nu știu, să vă dau aminte ce se strica și pe toată lumea cam știe ce se strica și de unde vineau lucrurile aiurea, în așa fel încât eu zic că o trupă trebuie să aibă și patru conștiințe, patru oameni care să înțeleagă fiecare cine este, ce are de făcut și să nu-i deranjeze pe ceilalți. Dar în Phoenix nu s-a prea întâmplat lucrul acesta. În Phoenix era un fel de vedetism care îi punea pe fiecare să-l înfrunte pe celălalt. Deci ne-am cam împruntat ca să ne dovedim și nouă și fiecare dintre noi că suntem mai buni. E chestia asta a fost creată și mie nu mi-a convenit niciodată. Să arăt cât de bun sunt sau să am, cum să spun, un pas în fața celorlalți fără să am o motivație specială. Deci, Phoenix-ul pentru mine este o etapă încheiată și cred că așa e normal. S-a mai format un Phoenix în București care cântă foarte bine la ora asta cu niște băieți mai tineri și care nu știu dacă exact ce vrea lumea, dar ideea este că mai există un Phoenix. Deci de ce să ne cramponăm de Phoenix-ul ăsta care a fost? A fost un Phoenix la revedere, a urmat. Ăsta ar fi, cred că, al treilea Phoenix pe care l-a făcut. Da, a fost primul cu Moni Bordeanu, cu Camocea, cu Pilu și Mr. Reininger. Am urmat noi și acum a urmat un al treilea Phoenix care este în circulație și care sună chiar foarte bine. Ce este cel mai important este ce ați dăruit publicului și că posteritatea va continua să bucure ani și ani de zile de creațiile voastre, ale tuturor. Și putem spune că Andri Popa, de care tu ești legat foarte, foarte mult, am putea să spunem că a devenit aproape un imn național, peste tot pe unde e Baniță, este și Andri Popa. Cântecul este, cum să spun, cântat și în școli la ora asta. La un moment dat mi-au trimis niște prieteni, niște filmări din Azerbaijan. Unde Andri Popa a devenit mare hit, îl cânta și corul armatei și din asta m-am apucat restul când
mi-am dat seama că uite-te totuși un cântec care a ajuns destul de departe. Mai departe de Azerbaijan, nu știu dacă a trecut, dar oricum m-a bucurat chestia asta. A fost o chestie foarte haioasă. În orice caz, Andrei Popa a fost o izbândă, dar nu o scânteie pe care am avut-o. Noi, atunci când eram tineri, aveam entuziasm, aveam vitalitate și eram unul mai frumos ca celălalt. Da, îți propus să încheiem aici discuția despre ce a fost, pentru că trăim în prezent, ne gândim la viitor. Aș vrea să menționez pentru telespectatorii noștri că Mircea Baniciu a avut o contribuție importantă la câteva dintre cele mai celebre albume, Phoenix, cei ce ne-au dat nume, Meșterul Manole, printre ele, Muguri de Fluier, Canta Fabule, care este, printre altele, considerat cea mai bună creație rock românească, albumul Canta Fabule, pe care vă invităm să-l ascultați și-l ascult și eu personal cu plăcere. Puteau să fie și altele, dacă nu plecau băieți în Germania, unde nu știu ce au căutat, asta e părerea mea, dar libertate ca în Germania nu prea cred că își dorește nimeni, că au nimerit din lac în puț acolo. Eu știu ce se întâmpla acolo și ei săracii n-au nimerit-o. Așadar, nu Am regret că nu ai întrebat plecat în Germania. Poftim? Nu regret că nu ai plecat, că nu ai fugit, mai bine zis, și tu în Germania. Am avut șansă să nu plec. Asta a fost șansa mea. În orice caz, Ovidiu și Ioji, cu care sunt acum în Pasărea Rock, deci doi dintre membrii fostei trupe Phoenix, mă refer la Ovidiu Lipan și vorbesc de Ioji Caplu. I-am întrebat dacă ar mai repeta odată gestul ăsta și au spus că pentru nimic în lume. Da, a fost și periculos atunci. De altfel, Prea o epocă. Ovidiu. Și mulți cred că din cei care sunt în Canada nu sunt din faptul că le-a mers foarte bine aici, ci pentru că au căutat alt loc. De altfel, Ovidiu Lipan, țăndărică, cum mi se mai spune, trăiește mai mult în România decât în Germania. Tocmai am avut un interviu Au cu venit el. înapoi toți. Da, ăsta e locul. Eu asta le-am și spus, fraților. Cum o întoarcem, cum nu o întoarcem, tot aici e locul. După care, după plecarea Phoenix, fuga Phoenix, celor trei în Germania, tu ți-ai continuat cariera pe cont propriu. Ai scos un album care ulterior s-a numit Tristezi Provinciale. Am înțeles că era numit albumul galben pentru că nu prea dădea bine pe Aveau vremea aia copertă, să fim triști. da. Aveau copertă galbenă, da. Și le-am spus de ce atât de galben. Și am fost lămurit ca să se vadă de pe partea cealaltă a drumului. Plus că era foarte complicat să-mi pună fondul pe care îl aveam eu în spatele pozei, un fond foarte frumos, dar care era complicat de pus în tipăritură la tipografie. Dar este Și adevărat atunci au că. fost Zic, putea să fie roșu, putea să fie maro, verde, oricum. Și au găsit galbenul ăla care au zis că strălucește, eu fiind ca zodie sunt leu și aurul este, cum să spun, metalul care stă foarte pe aproape. Este adevărat că titlul Tristezi Provinciale a fost refuzat pentru că nu dădea bine să fim triști pe vremea aia, în anii Neapărat 80 refuzat. sau. Fost sfătuit să schimb titlul, atât doar. Și n-am vrut să schimb titlul și atunci l-au lăsat fără titlu. Pentru că eu eram în Timișoara și procedeele de execuție ale albumului erau în București, la Electrecord. Așa a fost, dar mie nu-mi pare rău. Îți propun să revenim în prezent, pentru că ai amintit de Pasărea Rock. Este un proiect formidabil în care v-ați reunit tu, Mircea Baniciu, cu Yoji Capel, Ioji Capul cu Ovidiu Ovidiu. Lipan Țăndărică, Sorin Voina, un claviaturist foarte bun, Nicu Patoi. Nicu Patoi, un gitarist de excepție, mi se pare că a și fost pe la voi. A fost cu Ștefan Bănică, da. Da. Și mi s-a părut că foarte nimerit, cum să spun, termenul de supergrup pentru albumul ăsta.
ne-am adunat numai persoane cunoscute, de cei care au mai făcut un pic de muzică. Urma să veniți în Canada, am discutat foarte puțin despre lucrul acesta, din cauza restricțiilor impuse de contextul în care suntem, pandemia COVID-19. Ar fi trebuit să concertați în Canada, în trei orașe, Montreal, Toronto și Calgary, în aprilie. Dar, din păcate, l-am reprogramat pentru octombrie anul acesta, nu s-a putut nici acum. Să menționăm telespectatorilor, publicului care vă așteaptă cu foarte mare nerăbdare că acest concert este suntem reprogramat. Suntem deja îmbrăcați, ne-am luat și pălăriile, suntem îmbrăcați. Venim, să știți. Deci vă rugăm să nu renunțați la ideea de a ne întâlni, pentru că sunt convins că va fi o surpriză plăcută. Deci ne hotărâm când se poate veni. Da, este replanificat pentru octombrie 2021. Să sperăm că până atunci situația o va permite. Iată, Mircea Baniciu și toți ceilalți membri ai grupului sunt pregătiți. Valizele sunt făcute. Deja așteptăm doar semnalul. Mircea, ai fost în Canada de câteva ori. Cum ți s-a părut Canada, atât de puțin cât ai putut să o vizitezi? Presupun că a fost un ritm foarte alert. Ai fost cu Phoenix în turneu și ai fost cu Pasărea Colibri. Înainte cu Pasărea Colibri, după aceea cu Phoenix. Cu Phoenix mi s-a părut foarte obositor pentru că n-am avut condiții. Șeful trupei ne-a băgat într-un autobuz, ne-a cazat aiurea. Urmând să facem tot turneul cu un autobuz autocar din ăsta care se folosește la tipii care au, cum să spun, care se ocupă de instalații. Și am ajuns bolnav acasă, a fost groaznic, aș putea să spun. Bașca, instalația a fost prost dimensionată pentru că au uitat niște piese din instalație, niște crossovere, le-au uitat la magazinul de unde au închiriat și a fost un jaf pe scenă. A fost ceva îngrozitor pentru mine, cel puțin. Da. Eu rămân cu gândul la turneile cu Pasărea Colibri, care au fost frumoase și cu mare succes, cu mult, 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 cu săli pline și fără niciun fel de probleme. Niciun fel de probleme. Au fost cu Pitiș, cu Vintila, cu Knežević și cu mine. Am umplut sălile într-o bună perioadă în